Vă salut, colegi columbofili. Astăzi am ajuns acasă de la serviciu și de dimineață ne-am dat drumul la porumbei. Și acum când am intrat, ia uitați ce am. Un pui de-al meu cu bilă pe picior. Cine știe de când o fi pierdut sau de când o fi... O să-l prindem acum și ne uităm la el. Vedem pe unde a fost și de la cine este. Și o să sunăm proprietarul să-i mulțumim. Acesta este puiul. Și haideți să descoperim. Scuzați-mi din nou pedicura, dar... Oh, ăsta-i că rubilețelul. Acesta îi lăsăm zbârciu înapoi. Cred că e din acela vechi de concurs. Dar ce greu, cât s-o fi spunit omul. Cât s-o fi chinuit omul să-l bage, că eu nu prea mă descurc. Cine el încapă pui. Ia să vedem și de ce părinți sunt. Deci 4, 8, 17. Îi lăsăm așa. Îi lăsăm așa ca să vedem dacă mai pleacă sau nu. Asta numărul de telefon o să păstrăm. Ca să sunăm omul să-i mulțumim. Haideți să ne uităm în caiet. 17-le. În ce porumbei sunt? 17, 17, 14, 4, 17. 23, 3 a fost inelat. 6, 1, 5, 2, 5, 0, 55. Îndungat plus bălțată 2021. Ah, este din renumitul meu, Crăcănici. Dacă vă mai aduceți aminte de el, de l-am pierdut pe la 50, nu mai știu pe unde l-am pierdut. Renumitul meu, Crăcănici, care și el a fost tot un pripășit. Și cu bălțata mea, care este la Viena. Sau nu știu, în câte mi-am mai văzut până abonat, zicea că e la cineva, dar nu știu. Acum... Deci, pui din pripășiți, tot pripășiți, îi face. De asta nu mi-au plăcut mie pripășiți să-i țină porumbei buni. Cât ar fi fost ei și cu chip și fără chip. Să se ducă că... Dai că uitați povestea cu albul. Cât asta la mine? Asta 2 săptămâni de zile, chiar 3. Și ieri a dispărut. O să sun omul și revin să vedem ce să vă povestesc și am vorbit cu dânsul. Puiul a fost undeva la vreo 10 km de mine, în comuna Godeni. Mulțumim omului pentru că i-a dat drumul și a revenit acasă. Omul a fost cam grăbit, nu prea a văzut de mari detalii de când a fost pripășit și de când... Mi-a zis, da, bine, bine că a venit, hai pa! Na, oricum, frumos gestul că i-a dat drum. Restul sunt tabuuri. Puiilor o să le dăm drumul mai pe seară. Este foarte cald. Este undeva la ora 5 și încă sunt aproape de 26-27 de grade. Încă am grejit dosajul de mâncare. Uite, le-a mai rămas. Să am probleme cu ei să intre în cușcă. Na. Primul pui de-al meu. Cred că trebuie să facă săptămâna asta un recensământ. Să vedem ce mi-a mai dispărut în pui. Că sigur mai am câțiva care sunt pierduți.
Na, la bătrâni ne dăm seama mai repede, dar un pui nu stau să-i număr pe fiecare seară când intră la loc, cât sunt, de unde sunt și ce. Da, cam atât cu vlogul de astăzi. Mulțumim încă o dată proprietarului. Ce am, frate? Sunt puțin obosit de la muncă, mă scuzați acum. Omul care a avut grijă de el și i-a dat drumul. Și filmasem, pentru început filmasem numărul de telefon, dar l-am blurat, că până la urmă nu e bine. Omul a făcut o faptă bună și acum să fie sunat de alți oameni, nu. Vă salut!